Acțiune inedită a unei organizații neguvernamentale din Cluj pentru ajutorarea unui copil grav bolnav. 7 membri ai organizației Frații Bărboși s-au ras în cap în semn de solidaritate cu familia micuțului și vor să strângă banii necesari pentru operația copilului la o clinică din Germania. Eduard a fost diagnosticat cu o tumoră osoasă în noiembrie anul trecut. De atunci, viața părinților lui s-a schimbat total în încercarea de a găsi soluții pentru ca fiul lor să învingă cumplita boală. Speranța a venit de la o clinică din Germania, unde operația salvatoare s-ar putea face în luna iunie. De la tată se va preleva din peroneu o bucată de os. Lui îi se va extirpa bucata de os afectată și se va înlocui cu cea prelevată de la tată. Costul operației este de peste 20.000 de euro. Familia are o parte din bani și spera să poată deconta restul prin Casa de Asigurări de Sănătate. Însă răspunsul celor de la CASE Cluj a fost un refuz categoric. Părinții lui Eduard au fost nevoiți să caute sprijin în altă parte. Ajutorul a venit nu din partea celui care trebuia să ofere acest ajutor, ci din partea părinților și a multor oameni. Sensibilizați de drama băiatului și de puterea lui de a zâmbi în ciuda greutăților, tinerii din organizația Bert Brother au început o campanie prin care să ajute familia Tudurache. S-au ras în cap și au convins și pe alții să o facă. Barba n-am cum să o dau jos. Părul a trebuit să-l dăm jos. Suntem în solidaritate cu Eduard. Mai mulți bărboși ne-am dat jos părul. Vrem să facem cât mai cunoscut cauza și scopul pentru care luptăm. Ce înseamnă acest pitic pentru voi? Nu știu, mult. În primul rând, o responsabilitate mare. Bert Brothers sunt o asociație care își propune să ajute cât mai mulți oameni nevoiași. Nu vor să-și facă publice numele și nici profesiile, pentru că, spun ei, importante sunt faptele. Săptămânal, bărboșii organizează evenimente cu scop caritabil. Deși sunt la început, tinerii au devenit populari pe o rețea de socializare și tot mai mulți clujeni îi caută pentru a le oferi sprijin în campaniile lor. Crezul lor se poate rezuma în câteva cuvinte. Să zâmbim mai mult. Să ne dăm seama că viața asta nu e chiar atât de ușoară și să zâmbim și să ne ajutăm cât putem.